Acum câteva zile am vorbit cu un abonat pe Instagram. Apropo de asta, aveți Instagramul meu în descriere, unde răspund la mesaje și postez mașinile aduse la comandă și nu numai. Și mi-a spus că ar fi vrut să-și cumpere un BMW 4 Înainte de X4 s-a uitat la un X5 cu seria asta de șasiu și l-a verificat. Pe scurt, kilometra și accidente. Asta de cehia am văzut că e o problemă la ele, ori vin cu foarte mulți kilometri, ori sunt... Na. A fost matriculată luna asta în România. Și aici avem mare, mare surpriză. Deci mașina avea 368.000 în a șasea luna asta, anul ăsta cu 4 luni. Și cum a intrat în România, ia uite cum s-au pierdut kilometri. S-au pierdut 140-150.000 de kilometri. Da, une, am calculat asta vine undeva la 2000 de euro, nu e foarte, foarte mult. Echipare în engleză 2014, 3 litri diesel și listă de verificări. Dar la kilometri, da, au avut ceva emoții și când a ajuns la rarul din România, s-au dat ceva kilometri înapoi. E păcat, dar asta e. Dacă vreți să verificați o mașină și voi, aveți link către care vertical în descriere. Hai să trecem la episod. Acest episod este ridicat în principiu BMW-urilor, nu pentru că ar fi mașini rele, ci pentru că sunt niște mașini care de obicei sunt măsluite, mai ales când sunt aduse de afară. Fie li de km kilometri înapoi, fie sunt luate lovite, fie tot felul de intervenții pentru a păcăli cumpărătorul final și asta se face pentru că sunt mașini bune, sunt mașini căutate și atât încât este cerere, o să fie și ofertă în continuare. Așadar, vă voi arăta două mașini de pe adesa de licitație care au fost scoase. Din păcate n-am apucat să filmez în timpul licitației, dar pot vedea, pentru că am cont la ei, pot vedea prețurile pe care s-au vândut, istoricul de oferte, pozele, chiar dacă ele s-au vândut și vor ieși probabil de pe site. Totodată am făcut și niște verificări pe care vertical la ele să vedem exact dacă vor găsi poze cu ele și așa mai departe. Ideea este în următor. Se știe foarte bine faptul că la noi în țară mașinile aduse din America, majoritatea sunt Audi, BMW și cam atât. Nu prea am văzut mărci. Mercedes foarte rar. Sunt inundate, sunt cu probleme foarte mari pe electronică, sunt arse sau sunt lovite foarte grav, scoase la licitație pe Copart sau pe alte site-uri de genul ăsta și reparate prin România cum s-a putut și vândute. Nu e asta neapărat o problemă, problema este că de cele mai multe ori vânzătorii nu spun și ascund accidentul și cu o simplă verificare fie pe care vertical, fie pe Google, depinde de licitația unde a fost mașina, Găsești mașina stare inițială și este păcat pentru că și vânzătorii își blochează niște bani și se chiune să facă un profit din asta și e păcat că sunt oameni care vor să dea o sumă mare de bani, raportat la România, 20-30 de euro și își cumpără o epavă. Dar pentru asta există anumite site-uri, există Google, există platforme unde poți verifica dacă mașina este ok sau nu. Așadar, prima mașină pe care vreau să o arăt este un seria 3, modelul nou, chiar este ultimul model din 2019, 8000 de km, automat, 190 de cai, versiunea Luxury și este lovit în față. La prima vedere avem capota, avem grilele, farul ăsta nu pare a fi afectat, în schimb cel din partea asta, da, avem bară față, mă rog, să zicem că nu e o daună foarte mare, spatele este intact și cred că are și airbag-urile sărite. Mașina oricum este destul de dotată, și a fost ceva bani nou, mai ales că pe seria 3, bine, nu știu dacă pe modelul ăsta vin în standard ceasurile digitale, dar de obicei pe seria 3, seria 4 nu prea sunt ceasuri digitale, ci pe seria 5, 7 și așa mai departe. Da, mă rog, ca și idee, martori aprinși, avem airbag-ul, mașina ok pornită, scaune încălzite, climă, navigație, mă rog, e un model destul de dotat și să zicem că cel mai important lucru este faptul că au sărit airbag poate că nu e cea mai mare daună, dar totuși este o daună și sunt sigur că șansele ca această mașină să fie cumpărată de cineva de bună să o ține pentru el sunt destul de mici, având în vedere prețul de achiziție. Nu pot să zic că o daună mare oricum pentru că motorul și mai probabil este intact, doar că genul ăsta de mașini și genul ăsta de daune în alte țări sunt considerate nu neapărat daune totale, dar mașinile astea nu vor mai merge în țara lor iar prețul pe care s-a vândut mașina este de 17.400 de euro, personal mașina asta o văd undeva la 25-30.000 de euro lejer, pentru că totuși are 8.000 de kilometri și a nou cred că a fost vreo 50.000, poate chiar mai mult, mă rog, cu taxe, cu tot, dar este fără TV, aici intervin alți factori pe care n-are rost să-i repet, ăsta este prețul pe care s-a vândut mașina, întrebarea mea pentru voi este următoarea cât credeți că ar costa reparația și la ce, preț, la ce preț credeți că ar fi pusă. Totodată, vă recomand să fiți foarte atenți la mașinile de pe Autovie și OLX, care au anul cât mai nou și au puțin kilometri, adică au, nu știu, 2019 și au 2000 de kilometri. Și mai ales dacă au și pe aici US Style-ul ăla, pozițiile de America, există o probabilitate mare ca mașina aia să vină cu daună sau cu cine știe ce intervenții din America. Așadar, asta e mașina, dacă ne uităm în rubrica de daune, airbag-uri deschise, deschise, radiatoare și așa mai departe. Transport am văzut că se oferea, aba nu, nu se oferă la asta, ok. Oricum n-ar fi fost asta o problemă, cu oricum există platforme și așa mai departe. Da, nu mi se pare o daună extrem de mare, dar totuși este o daună și la mașina asta o reparație de genul coste ceva. Dacă vrei să o faci, ca la carte. Tocmai de asta aștept și pe voastre să vedem cam cât credeți că ar costa reparația la mașina asta. Am făcut un aport pe car vertical, avem mai serie de șasiu, o să luăm imediat și de aici ca să le comparăm să nu fie discuții, deci este fix aceea serie de șasiu. Kilometraj furt accidente, ok, a fost fabricat în 2019, a avut lucrări de ținere, am fost înmatriculat și a fost la reducere, deci mașina asta a mai fost scoasă la vânzare în februarie anul ăsta. Bun, și ideea este că n-a fost raportată cu daună, kilometri sunt desfășurați, însă există fotografii aici jos, 2019, seria 3, 2000, diesel, sedan, 190 de cai. Și aici găsești fotografiile din licitații. În cazul în care nu mai ai acces sau cont pe adesa sau pe alte site-uri, o poți verifica, de exemplu, pe care vertical sau pe alte site-uri, e alegerea fiecăruia și îți vor da pozele astea. Bine, cel puțin pe care vertical eu le-am găsit. Și automat vei vedea în ce stare a fost mașina. Nu este o daună extrem de mare, dar este o daună care ar fi bine ca vânzătorul să o menționeze, pentru că ar fi bine și așa ar fi corect fair play. Deci cam asta ar fi cu mașina asta și raportul referitor la ea. După care mai avem încă una, același model, tot 2019, 14.000 de km, manual, serie de șasiu avem aici, am făcut și un raport, o să ne uităm imediat. Aici a fost o bătaie mai mare, sincer, a plecat de la 11.600, s-a vândut pe 12.900 și 2000 diesel, doar că asta este manual, nu are nimic în față, în schimb înțeleg de ce a fost bătaia mare pe mașina asta. Și o să vedeți imediat de ce, mă rog, la fel, navigație mare, doar că e manuală și e 318 diesel, dar e la fel ultim model. Bătaia mare pe mașina asta a fost pe un în spate. Dar, totodată, e o daună destul de serioasă în spate. Se poate repara, bineînțeles, mașini care se fac din două și se matriculează și așa mai departe. Dar, este o daună destul de serioasă. Doar că este în spate și probabil de asta a fost și bătaia asta pe a... bine. Nu se compară prețul. e vorba de 5.000 de euro diferență în licitație. Bine, cealaltă avea mult mai multe dotări. Era 320, era automată. Și asta mi se pare o daună mult mai severă decât la cealaltă. Dar totul se vede foarte clar că a fost bătăie pe aia și aici cineva a avut setat agentul de licitare și mașina a crescut cu 500 de euro în ultimele secunde. La fel, airbag deschise. În că mașina este perfectă, exceptând partea din spate. Dar la fel, Mașina asta mi se pare genul de mașină, având în vedere că are destul de multe calculatoare, având în vedere că piesele sunt destul de scumpe, având în vedere că e o mașină nouă și nu vei găsi piese nezmembrări, e genul de mașină care trebuie îndreptată în orice caz și luate piesele pe original. Nu știu dacă vei găsi, aftermarket, ceva să dea și la linii cum trebuie. Cam asta e mașina. Serie de șasiu. Imediat o avem aici. Băgăm aici. Serie de șasiu este exact aceeași. Dăm și un refresh la raport să nu fie discuți. Eu le verific în prealabil să nu stau să pierd timpul în momentul în care filmez. Accident a fost fabricat în Germania, lucrări de întreținere, lucrări a fost la reducere și daună în două, mă rog, daună detectată în Belgia, Hai să vedem. Nu e furată, kilometri parcurși, daune necunoscut. De obicei când apare necunoscut, fie este o eroare, fie este o daună destul de severă. 3.18 i aici la fel e o eroare, ea este pe diesel. Volan pe dreapta, ok, și aici e o eroare, deci hai să zicem că ai sunt erori ok, dar. sau poate chiar a fost volan pe dreapta. Da. Să zicem că ar fi o eroare acolo. Dar pozele vorbesc mult mai mult decât o eroare cu privire la amplasarea volanului. Din moment ce ai poze, astea poți spune tot despre mașină. Ce sunt exact pozele din licitație? Mașina din ce am văzut a mai fost la vânzare în aprilie anul ăsta, și vă că mai a fost și acum în luna a 10 -a. Deci după o jumătate de an au mai scos din nou la vânzare, probabil au așteptat să leagă treaba asta cu corona, nu știu. Într-adevăr este mai slab dotată de decât cealaltă, dar este lovită în spate și pentru cineva care ar lua așa ceva să repare, să revândă, cred că ar fi mai avantajos să repare spatele, nu știu, oricum. Asta e genul de daună pe care dacă ai ști să o cauți, ai găsi o pentru că te uiți aici în spate și vezi că nu va mai fi mastic cu original, mai mult ca sigur. Deci sunt exact pozele din licitație, Cred că mai am mult de atât aici să primești, sincer, la un raport de genul ăsta. Așadar, întrebările mele pentru voi sunt următoare. Cam cât credeți că ar costa reparații la mașinile astea și cât credeți că vor costa la revânzare dacă vor fi reparate și vor fi vândute ulterior. Cam asta ar fi episodul, cam asta ar fi mașinile. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar noi ne vedem la următoarele episoade. Vă salut!